Da, salutare, ca și bine ați venit la un nou episod din Trones, în care o să vă prezint și o să facem mai multe misiuni, deci am făcut level 7. După, da, nu mi apare deocamdată, dar în fine, și am un băiat care pot, de ce sunt prieten cu el, mă rog, l-am scos de la prieten, ce rău. Am făcut pe undeva la level 7 deja, măi, și am tot umblat aici pe mapă, după ce am făcut training-ul și asta, pe undeva, cred că pe aici, pe plajă, sunt foarte mulți, pe aici, sau cred că pe aici, nu mai știu exact, sunt foarte, foarte multe chestii asemănătoare cu foarte multe MMORPG, dacă n-ați mai văzut, dacă n-ați mai jucat, sau vă dau un exemplu, Silk Road, care și ăla e chiar ok, adică un joc super bun, nu știu, dacă nu voi posta și imagine, atunci puteți să căutați Silk Road online. Am văzut aia acolo la undeva la level 20. Da, level 20 parcă avea niște crabi, cum am zis, pe undeva pe aici. Te poți duce liniștit, poți să descoperi foarte, foarte multe. Deci uite-te câte mapa ai efectiv și ai destul de multe și... Din câte observ, jocul se bazează pe foarte multe jocuri preistorice totodată, pentru că sunt toate împăcate împreună, de la Metin, de la Silk Road, de la Black Online, foarte multe jocuri de-a lungul timpului. Și questurile, din câte văd, sunt bine, nu sunt chiar exact la fel, dar în fine. Bă, nu uita de butonul de like și subscribe, pentru că chiar îmi place jocul ăsta și o să facem o serie foarte lungă acum. Așa că haide să începem. Stai să dau un pic mai încet. Apropo, jocul mi-e deja pe medium. Uitați-vă aici, deja mi-e pe medium, efectiv, pe performance, pe asta puteți să luați setările, să vă uitați și voi. Dăm un pic mai încet că parcă se aude un pic cam tare și da. Și un pic din Mir 4. Deci are și niște questuri din Mir 4 care, man, avea de mi se carcă texturile aici, nebun. E bine pe placa video, ce să zic. Ia, avem cavaler, numai nu știu cum să-mi schimb asta, am aici în inventar foarte multe arme, dar nu știu cum să mi le schimb, înțelegi? Și atunci n-am învățat treaba asta, să mai caut pe TikTok să văd cum ai putea să ți le schimb. Dacă vreți, oricum, da, vorbim pe română pe episodul în altă, puteți să vă instalați jocul, cum am zis și în episodul trecut, are undeva la 68 de giga, mi-e rapid, mi s-a făcut. Și hai să vedem dacă putem să dăm skill up. Nu avem deocamdată. Avem de asta pe care o să-l folosim la un moment dat. Stai că avem undeva la 108. Și apropo, merge și așa pe low, merge un pic cam ciudat la filmări, adică e super ciudat. Bine, n-am placă de captură, trebuie să-mi iau neapărat una. Ba, adică am una, dar nu știu care e schema, nu știu de ce lagul ăsta e prostesc și e pe low. No, mai trebuie oricum făcut niște update-uri, mai trebuie... Bă, și ce-mi place mult e treaba asta când te schimbi, știi? Bă, what, am venit până aici pentru ce? Ce mai băgat aici? Ah, ia mă. Ok. Bun. Avem undeva la 208. Stai să vedem. Pe unde avem de mers? Mamă, ce e aici, mă? Bine, sunt foarte mulți player avansați pe care, la care fac și TikTok în altă, puteți să vă uitați la ei, dar în special ce vreau la mine să facem content pe română, clar, pentru că ajută mai mult și e mai ok. Da, mă, bro, dar stai un pic, de ce să-mi fac guildă? Nu am nevoie de guild. Stai, să vedem, nu-mi apare checkpoint. Nu-mi apare checkpoint. Aia, mă, acolo mai avem încă una. Treaba asta îmi place tare mult cum te schimbi. Deci, îmi place foarte mult. Chiar... e ceva frumos. Bine, și avem foarte, foarte multe questuri de făcut. M-am stat și m-am gândit, zic, băi, ce fac? Mă duc, fac episoade, mă duc, că mă opresc microfonul, să
facem episoadele cu pe de TikTok, cum am făcut pe Mir 4, i-am făcut level 8. Ce contează aici e să faci quest-urile, ca să faci și level mare, că fără quest-uri vă dați seama că nu o să fie nicio șansă în treaba asta. Apropo, treaba asta e din Assassin's Creed. Deci treaba asta e și din Assassin's Creed, așa că da. Au nemți o vorbă, știi, Phil Spass, adică chiar ok. Bă, la care vă convine și vă place MMORPG-urile, puteți să vă jucați. Uitați-vă la ăsta ce avansat e, adică opa. Am pe Goblin. Am avut pe cineva în România pe nume Goblin. Numai na. Nu am ținut noi chiar așa. N-a fost noi chiar așa de. Unde-i? Dar stai, cu cine trebuie să vorbesc? Oh. În momentul. Stai, că aici v-am. Deci fii atent. Dacă tu vă uitați aici, de exemplu, efectiv avem foarte multe quest-uri. Fisherman Bait, nu? Și le văd și pe Armor Craft. Da, aici. Hai să vedem. Opa. Păi și ce fac acum? De 2. Craft. Ok, hai să dăm, să ne luăm armura asta. Bun. Bro, dar toate costă. Chiar asta mă întrebam, ce fac cu goldul? Numai nu am văzut, știi? Ia să vedem, oare ne ajunge să ne ajunge o pulă? Nu ne ajunge. Ne ajunge numai pentru capă și cap și restul trebuie să le mai luăm. Hai să vedem ce putem să le punem. Opa, chiar arată bine caracterul, nu zic nu. Numai cu texturile astea se încarcă ca ceaiul. Dar, în fine, asta e. Hai să mergem în partea cealaltă. Nu știu cum se numesc episoadele, efectiv, multi-quest. Dați-mi și voi niște idei ce ar trebui să facem, că eu v-am zis, bă, nu știu chiar așa de cum să le numim. Bine, aș putea să fac numai live-ul, dar, adică nu pot. Dar, ideea. Facem episoade și cam atâta, tot oricum multe, mult să postează pe TikTok de la mine, adică n-aveți nicio treabă. Ce cu lumina aia din față, mă? Ia, avem Goblin, dar oricum avem level 8, nu, ce ar mai trebui schimbat încă la jocul ăsta, nu văd ce level au pe ăștia. Și aia e una din probleme, un exemplu, pentru că nu pot să-mi dau seama ce level au monștri. Și vă dați seama că asta mă încurcă foarte, foarte mult. Și da, dacă aveți guilde de români și vreți să ne jucăm și așa mai departe, puteți să-mi dați invite, numele îl aveți deasupra, am Happy Cost, cred că se vede foarte bine și da, ne putem juca împreună, adică nu e nicio problemă. Mai facem un episod, mai mergem la battle-uri, mai vedem, că și eu vreau să particip neapărat la, cum se numește, la de-asta cu buș, cu de-alea, știi? Nu știu, cred că o să-mi iau și bronzul. Să văd care e diferența sau cu ce m-ar ajuta, un exemplu. Din câte am văzut, nu prea multe cu bronzul ăla de 60 sau cât ar fi ăla, m-ar ajuta mai mult. Mamă, dar foarte multe quest-uri mi apar aici, în dreapta. Asta nu prea îmi place, știi? No, uite, ia. Hai că tot am ajuns aici. Deci aici e locația, da? Opa. Deci crabii ăștia, bine, un pic mai diferiți. Un pic mai diferiți, ia genul ăsta, dar sunt un pic mai mari. Sunt și pe Silk Road. Deci chiar îmi place ideea, deci fondatorul jocului cred că s-a jucat foarte multe MMORPG și atunci ce a zis? Bă, dar hai să facem în felul următor. Să ajutăm persoanele care caută un MMORPG, le băgăm împreună toate ce am văzut pe acolo, le craftăm în alta etică, mă scuzați pe mine, și vă dați seama că nu, trebuie să facem ceva, să fie ceva nou. Și atunci le-a combinat. De-aia efectiv există lag pe joc, de-aia nu-ți mere full HD și chestii de genul, pentru că jocul e, nu-mi permite jocul, știi?
Vă dați seama că da, și treaba asta cu ia, stai să vedem. Grid settings, sound, voice chat. Nu, 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 nu vreau să aud pe toată lumea, what the fuck. Text. Ah, nu, lol. Sound. Da, mă, de... Deci, e ceva fenomenal. Gameplay. Action mode. Target language time. Dar văd că nu, nu, le are pe asta, știi, aș putea să pun pe germană, dar nu mă... Nu mă prea interesat, sincer, dar în fine, asta... Am ăla albastru pe care îl pun acolo, pe care tot merge, nu știu până unde ar merge, dar în fine. Iar nici nu vreau să aflu deocamdată. Bă, sunt foarte multe chestii, ceva neexplicabil, mă jur, deci jocul e de nota 10, chiar căutam un MMORPG de genul și chiar povesteam cu mai multe persoane că, bă, chiar am căutat un MMORPG de ăsta mai vechi, de ăsta mai, mai vechi, mai nou, adică care să ne încânte, să ne dea speranța că, bă, chiar mai merită să mai joci MMORPG-uri, știi? O să mai jucăm și SCUM, dar deocamdată nu. Mamă, Kraken. Kraken. Am trebuit. Da, nu cum. Deja m-am gândit cum o să fie episodul. Ok. Deci trebuia să-l bat ca să venim aici să căutăm. Perfecto. Mamă, cum arată zona aici, nebun. Bă, sper că se vede bine pe episoade, oricum am uitat un pic și... No, se vede, ok, n-aș putea să zic cine știe ce. Și... No, nu știu dacă cineva își mai aduce aminte de jocurile celelalte, știi? Că... Ia, uitați-vă, hai că vă arăt o chestie ce am văzut-o ieri. Ce asta? Letter? Opa! Ia, ne transformăm în skunks de ăla, dacă vă uitați un pic mai bine. Vidră. Cred că e vidră. Ia. Vezi? Mamă, dar ce... Și ce-mi place e că își regenerează HP-ul, bro. Deci nu mă gândeam la treaba asta. Adică... Oh, wow, stai, încă nu am terminat. Enter the ship, crescul. Will show you the content the adventure. Oh. Wow. M-am prea grăbit. Da, mă, ia, uitați-vă, nu trebuie să vă grăbiți la quest-uri, pentru că încă nu-i terminat. Wait, what? No, nici nu m-am așteptat la treaba asta să nu fie terminat. Păi și de unde? Unde vrei să mă duc? Ia că mă duc înapoi, na, nu-i problemă. Ok. Mamă, dar ce lag e când intru. Era și ce fac aici? Ia, mă, mai avem aici de căutat. Nu de căutat, de craftat ceva. Exit, acum am scris exit. Sunt prea multe questuri deodată și nu prea le văd. Nu prea fac diferența, de fapt, nu că nu le văd. Doamne ferește, dacă n-ar, nu l-aș vedea, ar fi problemă. Ok. Hai să vedem acum unde ne ducem. Asta aș schimba. Ideea de... Cum se numește? De asta, că cred că pot să dau fast travel. It said that a hunter wants one of the water contest by secretly using crackle meat as bait. Ia, genul de fast travel, știi, adică cum te teleportezi un alt, asta e parcă un pic din LOL. Deci League of Legends, ca să ne înțelegem, să nu ziceți că e altceva. Posibil eu... Ce-i cu statuia? Ce face asta? Stai. A, pot să folosesc B-ul, să nu mă mai teleport. Aha. 250? Stai un pic. Aaa, la armură, mă. La armură, stai să vedem. Armură. Rachel. Ok. Hai am mai luat ceva. Da, mă, dar nu pot să-mi fac, e 13.000. Au prețuri bun mari la asta. La armură au prețuri destul de mari.
și un story bun, un cinema chiar bun. Deci chiar cinemaul e perfect. Ia să vedem, asta vreau să văd. Dacă ia, vezi, oricum bă, trebuie să se mai să-și mai facă upgrade. Deci update-uri una alta. Vă dați seama că a bubuit internetul cu meme-uri pe ceva asta. Și băi, mă așteptam și să zic, bă, mă, că poate îl luăm și noi. Când am văzut acolo pe site 20 de euro, că nu știu cum, de la Amazon, partenera cu Amazon, bro. Nu, no, zic, uite-te, mă, ce bine au crescut băieții. Bine, am văzut foarte mult străin, nu prea văd români să joace, adică, na. Azi, că ne jucăm noi și facem noi the fuck parrot. Ce fă, mamen? M-am ceva acolo, din câte văd, 341 la un skill deasupra, dacă îl vedeți. Ia să vedem, putem să ajungem aici? Ah, bine, mă. Mi-am făcut o grijă. Deci, în efect, nu trebuie să-ți mai... Ah, da, mă, te-am văzut în cinema, că... Tu la biserici, pe la alea. Ia să vedem. Opa. Unde e înăuntru? Înăuntru? Ah, nu, aici, mă. Deci că mi-au puțun. Nu, mă. Ui, ui, vezi că mi-a luat bine HP-ul. A, de ce? Nu pot să... Mamă, ce m-am sperat aici, am crezut că mor. Îți curăț dacă mor, efectiv, ce se întâmplă? Brutal, trebuie să... Mă duc și să pis Wolf Hunting Contest. Aia, mă, că am aflat cum să... Mă duc jos fără să pic. Acum am deschis o zonă. Once a cherished village landmark, before the packs of giant wolves appeared. Now, even seasoned hunters avoid it. Those who trespass into the realm of savage beasts must prepare to face death. Am mai deblocat o zonă. Da, bun, acum, level 10, avem level 9. Lol. Ah, ok, nu știu ce mi-a dat, în fine. Discard belt, Ah, level 9, da. Păi și bănuțe, bănuțe, unde vă bănuțe? Nu știu ce e asta, dar în fine. Opa. Doamne, să batem un pic pe aici, să vedem. Quality magic. Bine, o să mai aflăm noi pe parcurs zonele de craftat. De craftat, de lăsat la farm, știi? De farmat. Pe românește, că na. You need a wolf tail. Wolf tail? Ah, nu. Sheep? What the fuck? Where is the person the Lord's aid? Wait, the hunt what? But I have are you willing to walk me to Hamold Blade? Once do me a favor. Bun, perfect. Trebuie să omorâm pe ăștia. Asta face lur de ăla. Da, face lor de ăla. Din câte văd. Noi ne dă cu ceva skill. Ba așa fără skill-uri un pic am ciudat, da, din câte vedeți. Da, văd că fără skill-uri un pic am ciudat, cam puțin. De-aia ai mana, de-aia ai mai multe. Is a broken thing from one of the ferocious wolves that inhabit the Blackout Plains.
Ce face nouăle? Opa! Ne-am dat stun. Bun. Ia că avem aici de mers. Da, vezi, din cauza de la costurile astea multe nu, și separate, nu le mai văd. Equipment Enchant. Open. Opa. Equipment Enchant? Lol. Ah, bun. Hai să vedem. Ai, am dat cum ar fi... L-am dus către level 1. Nice. Stai mă să... Da. Am uitat de treaba asta. Ah, dar ajungem mă la level 2 deocamdată. Oh. Că nici nu am prea multe. Am înțeles. Dar nu m-am suficient gold. Ah. Păi stai și cum facem gold, mă? Am văzut tot așa un videoclip de la un streamer în care în care a povestit de cum faci gold, știi? Caracter info 15.000. Mă, și atunci de ce nu m-a lăsat să se dau upgrade? Ia să vedem. Bă, e nebun. Ia, mă. A, eu le-am pe astea două am făcute, știi? Mamă, dacă te misuri dau. Eee. Le era să mă atace el, știi? Și trebuie să mai învăț încă deocamdată cu skill-urile. Aici. Bun, perfect. Transfer. Ia să-l... Băi, tot ca un mânt. Ia că acolo sus avem de mine, what the fuck. The delivery for the Southern Lake campsite is already finished. Why, bro, why? L-au făcut level 10 numai din misiuni. Și bani. Mă, că dacă mă duc să mai am acum ceva, e un pic cam ciudat. E cam 13.000. Stai, mă, că avem prea multe misiuni, ou. Oh. A, se dau foc, mă, ia. Fallen paper, da, ok. Da și pe unde, pe aici? Asta nu văd, nu pot să-mi dau seama cum te duci în sus, știi? A, trebuie să caut cerbul ăla. Mamă, e nebun la cap, hopa. Iar faci un cinematic. Ah, fuck. E boss? Ăla alfa. Da mă, el omoră pe cerb. Opa. Am crezut că mă pune să mă duc 1000 și ceva de metri. Cileanu zonele astea aici, nu? Și atâta bine că nu te atacă, știi? Bine, cum am și zis, World of Warcraft, mai multe care ia să pasamnă pe aici. M-am deja level 11, mă? Lol. Bine, frate. Ce-s asta? Food. Ia să dăm un us. Așa de... Nu știu ce-mi dă, dar fi. Da, mă, dar... L-am ars pe băiat. Trebuie să vedem pe unde suntem. A? No, de nu mă duc la castel înapoi. Da, vezi, dacă nu faci misiunile... Contează notificația în 3, craft a wolf. La Thomas. Wolf trap. Ehe. Am pus acolo. Da, mă, ia să... Băi, nebun.
nu, mai trebuie un pic să... Bine, bine. Dacă tot l-am dat trapa aia, de ce să nu... Profit de el. Da. Mamă, dacă îți... Da, micuț. Ui, ui. Bun, perfect. Hai să vedem ce-o prins. 7 bucăți. Nice. Am că aici avem misiune secundară. Da. Și mai avem încă una acum. A, la 500. Ia să vedem. Aici la Hoops. Opa. Am luat de alea de upgrade. He explained the origins of the contest and reminisced about his son Henry, not as the Lord of Last. Nu vreau. No one knows who the winner will be. Maracu, nu? Lol. Ok. Băi, e bun. De ce mi apare de 21 de atunci? Bucăți de carne, ce Dumnezeu am luat? A, ceva? Opa. Stai că pe aici am uitat că nu... Nu vrea. Ma. Bison. Bine. Resident. Chiar asta vreau să văd. Stai că mi-a venit o idee. Ah, nu pot mă să... Mam, dacă te cimiterezi pe aici, lol. Ești curios care e treaba cu cimitirile. Bine, nu prea scurus, dar în fine. Știți-vă unde vreau să arunc. Big Dog. I-auzi? Ah, am crezut că se aude cum pășește. Ba, se aude un pic. Da, mă, puteam să dăm fast travel, dar în fine. Ia-le pe ăla. Thomas. Thomas, a Castleton craftsman, reminisced about the past and recreated the same kind of wolf hunting keepsake he made in times long gone. Prea multe costuri deodată, mă jur. Remember the days when Iskael raided his town, recalling that alongside young Henry, who bravely set out to rescue the children, was an unknown hero. Level de ce nu, adică... Skills. Craft skills? You visited the skills researcher, Adrian. Adrian taught you how to craft and use skill growth books. Armed with this new knowledge, you now have the potential to become even stronger. Ticker now. Ia să vedem ce mai putem să craftăm. Dark. You crafted a skill growth book with Adrian's help. Adrian said if a skill da, bravo, mă, nu m-a cumpărat ăsta și... Da. Such power will be very helpful in the coming war. No. Bun, guys. Hai că ne auzim la un nou episod. Așa că nu uitați de butonul de like, subscribe, aștept și vouă pe server și dacă vreți, îmi puteți scrie pe Discord sau intrați la mine pe server și ne auzim pe guild, după ceva, mergem împreună, facem farmăm în petecă, știi? M-am dat ce ciudat arată. Hai, v-am pupat, pa, pa.